de câțiva ani bun, de la Pale Petricicăi, se urcă către mănăstire, rememorând cumva toate momentele, etapele pe care Hristos le-a parcurs până la Golgota, acolo unde a fost răstignit. Procesiunea de astăzi este organizată de Asociația Munții Neamțului și de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români Filiala Piatra Neamț. Este o asociație care funcționează cu o binecuvântare în al preasfințitului Părinte Mitropolit, în al preasfințitul Părinte Teofan. Prin această procesiune, la care am venit cu mult drag în Vinerea Patimilor, noi încercăm să ne reamintim și să trăim în același timp momentele, toate etapele pe care Hristos le-a parcurs până la crucea de pe Golgota, inclusiv așezarea în Sfântul Mormânt. Noi pe parcurs vom rosti un text scripturistic, după aceea, la final, acolo vom încheia cu o scurtă rugăciune în Sfântul Locaș al Mănăstirii.